Un pupă pentru tine, mua! 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 Oh, super! Nu o să mai iasă în veci. Așa e! Sfecla e leguma care pătează cel mai tare. O vopsea pe cinste! Nu mișca, draga! O să te pictez! Ești perfecto! Ăsta se presupune că sunt eu? Eu nu sunt roșu! Acum ești! Mai bine îmi țineam gura! Sfecla mai are un talent ascuns! Transformare! Din ea putem face... zahăr! Lasă-mă să te ajut! Nu, eu îmi beau cafeaua simplă! Starul nostru de azi vine din... Italia, mamma mia! Nu, Sfecla vine din Grecia! Serios? Hai să vedem cum se cultivă sfecla. Faceți loc ca cu vin artista. Eu cu tremur. Tu ești mai speriat. Ca și morcovul, sfecla crește în grădina cu legume. Nu mișca, un iepure în spatele tău. Nu, vere, glumeam doar. Într-adevăr, sfecla și morcovul sunt veri. Amândoi fac parte din familia rădăcinoaselor. E cineva acolo. Bun, nu avem toată ziua. Hai să vedem sub ce formă putem mânca sfecla. Tăiați-o în cubulețe pentru o salată delicioasă. Hei, nu împinge! Putem să o savurăm și în supă, cu smântână. Și în afară de asta, ați mâncat vreodată chipsuri din sfecla? Ia stai o secundă, orașul ăsta nu e suficient de mare pentru amândoi. Potoliți-vă! Mai bine ascultați întrebările de azi. Sfecla vine dintr-o țară foarte festivă. Ce țară? Așa e! Din Grecia! Mai departe, unde crește sfecla? Bine zis! În grădina cu legume! Și ultima! Ce putem face din sfecla? Ai grijă, e cea mai grea întrebare! Bravo! Zahăr, desigur! Rău. Nu mișca! O să te pictez acum! Ta-da! Îți place pictura mea? Nu e rău. Bine, gata cu ora de pictat. Hai la masă!